Bună seara! 65, 8 ani, o mulțime de răspunsuri lipsă. Ne aflăm în Bacău, la Teatru Bacovia, o avem lângă noi, pe o mamă de colectiv, doamna Doina Toader. Bună seara! Bună seara! Ați organizat acest eveniment, ați luptat, ați făcut totul să fie minunat în memoria victimelor accidentului colectiv. Din totdeauna, deci am, cum să spun eu, e pomenesc și la biserică, deci am momente când mă fac să mă simt, că parcă simt datoare, i-am în suflet că trebuie să organizez, să fac ceva pentru ei, chiar dacă fac pentru fată, a făcut 8 ani, deci în fiecare an îi fac la cimitir, eu fac și pentru cei de la 65 care au decedat la Clubul Colectiv, împreună cu fiica mea de 65. Astăzi a fost un moment deosebit pentru că domnul primar mi-a oferit spațiu pentru a putea face posibil acest eveniment împreună cu, am chemat și preotul de a făcut slavă, veșnică pomenire și a pomenit pentru tot, pe toți cei 65 de tineri care au decedat, deci nevinovați că așa s-a întâmplat, știți motivul. Și mi-au fost alături acum și 10 pictori la acest eveniment, că așa am vrut noi ca să fie ceva unicat. De fapt, este ceva unicat în Bacău, pentru că domnul primar mi-a oferit acest spațiu și să facem posibil acest eveniment să fie cât mai bine organizat. Cred că e unicul eveniment în memoria celor 65 de victime care am putut face real, posibil, ca să fie cunoscut la noi în Bacău, ceva deosebit, unicat, nu știu, nici nu mai am cuvinte să mă exprim. Și mă bucur foarte mult că am avut foarte mulți alături de mine. Știți ce predomină în această expoziție? Chiar dacă este comemorativă, avem foarte mulți îngeri, deci mesajul este speranță. E tocmai de asta zic că acești îngeri, prin îngerii care sunt aici în pictură, ne sunt alături din totdeauna și ceea ce a fost acum, ei ne urmări de sus și mă bucur, totodată parcă îi simt aici, mai ales pe fiica mea o simt, pentru că impulsul a plecat de la ea și îl merge în continuare și eu sunt mulțumită pentru ceea ce fac, sper că și ceilalți care sunt alături de mine cât de... Pe lângă acest eveniment, mai aveți ceva de organizat? Întotdeauna aveți ceva de organizat. Ce ne așteaptă? Deci, cu siguranță, avem la expoziție, o expoziție la muzeul Galeria Alfa din Bacău, pe data de 29. Deja am pictori care s-au înscris, o să participe fiecare cu câte 3 picturi. Va fi un eveniment deosebit, pentru că e vorba de muzeu. Și Muzeul Artelor, la noi suntem 3 muzee, parcă sunt Muzeul de Istorie, Muzeul Galeria Alfa și Muzeul de Artă, unde aici participă foarte mulți artiști independenți și artiști de la UAP, deci suntem bineveniți și la ei. Nu știu, mă bucur că m-am descurcat într-un fel, ce să zic, că le mulțumesc totuși că ne-a acceptat. Vă mulțumesc mult și vreau să vă spun că îngerii există, i-am simțit în seara asta. Mulțumim și actorului Valentin Braniște și soției dumnealui, ne-au făcut o surpriză extraordinară. Cu piesa Foc, care a făcut-o în 2016, când s-au organizat pentru o strângere de fonduri pentru copii, cu jucării și nu știu ce, mai multe, și cu bani, bineînțeles, și a fost, atunci am participat și eu. Și de atunci îi cunosc și sunt niște actori minunați, domnul Valentin Braniș, împreună cu soția, ei știu că erau mai tineri acum, suntem împreună la orice eveniment, deci niciodată nu m-a refuzat. Mulțumesc, mulțumesc mult și să trăim cu speranța în suflet că nu se va mai întâmpla așa ceva. Așa sper și eu și nu doresc la nimeni că tare greu. Mulțumesc mult. Am vrea să vorbim și cu doamna Tinca Tamaș. 2 minute, vă rog frumos. Știți ce m-a surprins? Poezia care ați scris-o special pentru acest eveniment. Era și normal pentru că în aceste momente să fie ceva special. M-am simțit în pielea Doinei în tot acest moment. A vorbit Doina, de fapt. Doina a comunicat cu fiica ei, care acolo, printre îngeri, veghează asupra noastră și ne transmite parcă acel
pilon de încredere, acea speranță pentru viitor și pentru a nu uita. E un îndemn la neuitare. Și ce pot să spun? Emoțiile sunt, au fost atât de mari încât nu știu dacă am reușit să transmit ceea ce aș fi vrut să transmit. Am închis ochii și mi-am văzut pentru un moment în jalea și lacrimile și tot ce bacarmul care era în acele momente acolo. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos! Mai avem încă o participantă. Bună seara! Da, Gabi, ce faci? Mă aflu aici, am trăit niște momente extraordinare. Vreau să ne spui și ce ai simțit tu în această seară. Am emoții, un moment minunat, într-adevăr. La câte momente am participat, vreau să zic că ăsta a fost wow. Slujbă, pictori, actori, teatru, domnul primar... Și vreau să-i mulțumesc lui doamna Doina pentru această diplomă de participare colectiv 65. Sunt onorată, mă simt onorată că fac parte din acest grup al nostru, a pictorilor independenți. Mulțumesc mult și te așteptăm la următoarele evenimente. Doamne ajută! L-avem lângă noi pe domnul primar al municipiului Bacău. Cum sprijiniți cultura? Suntem astăzi la un vernisaj organizat de un grup de artiști independenți. Pentru ei le-am pus la dispoziție acest spațiu care a fost recâștigat practic pentru toți băcăoanii. Este, cred, a 5-a sau a 6-a expoziție de pictură care se întâmplă aici. La fel, aceste spații, cât și altele la care lucrăm, vor găzdui cât mai multe evenimente culturale în Bacău. Eu mă simt onorată că vă am lângă mine, am participat și la celelalte evenimente și într-adevăr am simțit o schimbare venită din partea politicului din Bacău. Da, eu sunt inginer de meserie și ați văzut că în oraș construim, demolăm, refacem. Până la urmă, acelea sunt lucruri moarte, nu trăiesc. Pentru ce trăim? Pentru frumos, adică pentru cultură. Și fără asta, Bacău rămâne în continuare cu griul bacovian. De asta am avut o deschidere cât de mare posibilă pentru comunitatea culturală din Bacău. Eu vă mulțumesc mult și profit de această ocazie să vă caut când am o problemă și vă promit să fie doar culturală. Oricând, vă aștept la primăria Bacău. Mulțumim frumos, mulțumim! Pentru că, practic, asta ne spune și culorile de pe aceste minunate lucrări, v-aș invita să-l primiți cu aplauze pe un băiat deosebit, Denis Gabriel Voicu, în clasa 10-a, de la Colegiul Național George Apostu Bacău. Va interpreta un moment artistic, bineînțeles, în amintirea celor 65 de tineri frumoși. Fumegând infernul pregătit de un vestin. Sângerii umbracă toamna, plouă cu flăcări de jar, ruga este încătușată prin altare dărâmate, tâlpi de oțel sfârtecă huma, lăsând jale și amar, trupuri goale și inerte, voci tăcute, tigve sparte,
rugii mor prin turnuri, șuieră doar glonțul recere, ziduri cad strigând în brațe, ramuri frânte, ochi plângând. Toamna asta e rugă aprins, pruncul mort în pâini pe ce. Am uitat care-i destinul, văd urgie, timp arzând. Cum poți distruge blestemul, smulge rău din negură, să despici neseguința minților întunecate, când sunt porțile închise, îngerii se ascund în zgură, neputința ne cuprinde, brațele nisferecate. Vă se bine! Fă-mi o cafea! Suflat! Vodka! Da, am băut! Și vezi niște murături în frigiderea. Ce amintiri mă răscolesc de la mirosul ăsta de cafea! Păi pagă și tu una mică cu mine! Nu că fac noapte albă și mănâncă calciu din oase. Și ce vrei, mă, să trăiești 100 de ani? Carpe diem, tata! Bine, hai că ne faci slavă. Auzi? Fă-mi și un sandwich cu salam. Azi e bine. Nu m-ai omorât cu postul ăla tău. Bagă-ți-l în fund, mi-e foame, am dansat toată noaptea. Da, ce dansați voi acolo, că dați mai mult din cap ca posedați. Cine vorbește de posedați? Cred că tu cu generația ta sunteți posedați de turism. Boca Parascheva and Company! Ajunge! Du-te în camera ta. Ți-ai făcut numărul. Vezi că ascult muzică la maxim. Degeaba las la ușă, da? Intră peste mine și fă-mi un semn cu mâna. Așa eram și eu la vârsta ei. Nu pot să o judec. Numai că ascultam de-alea mai lente. Janis Joplin, Doors. Dacă nu murea maică-sa, nu mă apropiam de Dumnezeu. S-a chinuit mult. Era apasionată de Vasile Pârvan, arheologie de înaltă ținută. Colegii de servici spuneau că ar fi fost iradiată. Nu știu ce să mai cred, mas media tăcut, totul a fost făcut în gravă și liniște ca la carte. Mă duc să văd ce cărți mai citește fiica mea. Ți-am adus cafeaua și mâncare. Nu ți-a ajuns pe noaptea asta? Ha, mă, tatu, nu mai erau puțin și intrau tubele și artificiile! Ai ajuns dependent de artificii? Am ajuns eu dependentă de multe. Nu te înțeleg. Ai de toate, dar te plângi că nu ai nimic. Alte fete dorm în canale și mănâncă pomeni. Nu ai găsit alt sistem de comparație decât boschetăresele? Îmi doare capul de la muzica ta! Auzi? Nu-mi da tu ordine în camera mea până aici! Dar o braznică te-ai făcut. Îți torni cafeaua asta în cap. Bă, să-ți bagi murăturile alea în fund! Satanistă! Men! Ți-a spălat creierul televizorul? Și ție sufletul Facebook-ul? Mi-am închis contul de Facebook! Și pe ce te holbezi pe laptop toată ziua? Site-uri de esoterism și ocultism. Ți-am zis că de la alea mai un pas până la magie neagră? Ți-am puiat capul duhovnicul ăla al tău. E și al tău, dacă ai uitat. Nu te-ai mai spoveni de 2 ani. O, nu avea imaginație, pe rescria aceeași rețetă. Post, rugăciune, mătări, mă plictisea. Era șablon. Mai bine fac niște mantre să vorbesc cu mama. Te crezi că aștept? Termină cu prostiile. Lasă spiritismul că se răcește cafeaua. Păi vreau să scriu o lucrare de literatură comparată Aleister Crowley cu Anton LaVey. Ce zici? Cine să știe? Intelectual! N-ai tu față de răsfăita așa ceva! Am nume de actor de comedie. Stai liniștit că m-am lăsat de stand-up. Toți proștii fac asta. De ce? Dacă vrei un ban cinstit, ești prost? De unde că toți furau glumele din engleză? Se certau între ei că au tradus de la același autor. Apucă-te de ursitoare part-time. Lasă rocoteca, că nu o să am bani să te întrețin toată viața. Decât să muncești pe 600, mai bine șomaj pe 400 de lei sau ca mine, caseriță la Kaufland. Sau secretară la vreun partid. Pentru ce ai terminat politologia? Când am dat la politologie, nu erau blonde în politică. Credeam că pot să fiu un bun analist politic. Hai să spun cum merge treaba. Am mai multă experiență ca tine. De la Adam și Eva femeia a rămas o franciză de făcut patul, cafea și copii. Cu puține pauze de matriarhat când a devenit femeie de afaceri. Feminismul s-a dezvoltat în anii 60. Odată cu hipioții, drogurile și vedetele de la Hollywood știam că nu o să dureze. Ce de la Dumnezeu durează, ce de la om se destramă. De-aia nu te angajează mă nimeni la vârsta asta. Nu că ești bătrân, gândești ca un bătrân.
în corporație plin de rocker șef și sunt foarte cool, mă înțeleg super tare cu ei. Îți spun ceasul să sune, mergi mâine la servici? Nu, că e sărbătoare cu cruce roșie. Îți scrii bună ortodoxia la ceva? Dacă era un matei în guvern, acum lucrai nostru. Nu-ți fă griji că nu iese guvernul pe pierdere. Știu ei ce șmen să facă să iasă pe profit. Cu limbajul ăsta nici măcar secretar la partid nu-l ai proba. Dar eu cred că după tine nici Monica Lewinsky nu lua proba la Bill Clinton.